pe care le iubește cel mai mult, pe care consideră că le-a împins către o împlinire ieșită din măsura obișnuită, și am să vă îi pun întrebarea spunându-i care au fost pentru mine acestea. Prima care m-a marcat și m-a făcut să vorbesc ca un nebun în jurul meu și să le explic tuturor prietenilor că a apărut o scenă antologică în literatura mondială, a fost scena din volumul 1, e de la începutul cărții, când se povestește migrarea peste Dunăre a unui sat bulgăresc, de unde vin strămoșii lui, și lupta dintre diavol și îngeri, care evident făcea într-un balans simbolic întâmplări ale istoriei. Acea scenă o consider una dintre scenele care pot fi antologate în cam mari scene ale literaturii lumii. În general, aceste scene, vă mai spun și altele, sunt unele în care ești purtat către neverosimilul expresii. Îți spui că un om nu poate ajunge să exprime ceva în splendoarea asta, deschizându-ți o lume pe care tu n-ai bănuit-o că există. E scena apoi a Pierdurilor de Mătase și a Prințului Vitol. Este scena din volumul 3 pe care Mircea Cărtărescu încearcă să vi-l dea ca cum să vă spun, ca să vă momească către lectura întregului volum, întregii cărți, întregii opere, cea care se petrece în anii pe care i-am trăit împreună, ai Revoluției, celebra scena marșului statuilor prin București, enorma bagiocură a felului în care punerea în scenă a bagiocului care a însemnat preluarea puterii după 90, cu toate personajele pe care le veți recunoaște acolo transformate în pseudonime, ale căror nume sunt mutate în alt plan. Astea sunt lucruri pe care, odată citite, nimeni nu le mai poate uita. Nimeni. Dacă Mircea Cărtărescu are alte lucruri pe care le-ar indica, i-aș fi recunoscător să mă facă să le recitesc. Am spus că nu mai aduc aminte cartea asta, chiar sincer nu mi-a mai aduc aminte. Sigur, sunt scene, sunt fraze care îmi vin în memorie câteodată, dar ce să spun, sper să le depășesc în ceea ce voi scrie mai departe. Dar uite, uitasem, și cred că merită foarte mult, uitasem să citesc ceea ce am adus aici ca să ți-l citesc ție acest fragment și tuturor celorlalți, pentru că mi se pare meditația despre artă cea mai pozitivă și cea mai inspirațională pe care eu am citit-o vreodată și care ne dă cele mai mari speranțe de viitor. Este vorba despre un pictor nebun, Hokusai, cel care la 75 de ani scria următoarele cuvinte despre arta sa. De la vârsta de 6 ani am avut mania de a desena forma lucrurilor. La 50 de ani dădusem lumii un univers întreg de desene. Dar tot ce am făcut înainte de 70 de ani nu merită nicio atenție. La 75 de ani abia am învățat ceva despre modelele naturii, despre animale, plante, copaci, păsări, pești și insecte. Când voi avea 80 de ani, voi cunoaște un progres real. La 90 de ani îmi voi croi drum adânc în misterul vieții însăși. La 100 de ani voi fi, în fine, un artist minunat. La 110 ani, tot ce voi crea, un punct, o linie, vor căpăta viață ca niciodată înainte. Vă promit vouă, celor care veți trăi la fel de mult ca mine, că mă voi ține de cuvânt. Scriu aceste lucruri când sunt deja bătrân. M-am numit până acum Hokusai, dar de aici înainte voi semna bătrânul nebun după desen. Este un fragment care ne dă tuturor speranțe și care ne proiectează nu în trecut, unde de multe ori avem tendința să rămânem și să ne gândim, vai ce opere grozave am scris noi până acum, ci în viitor, la ceea ce așteaptă în stare virtuală, în stare de increat, ca să iasă la lumină.
Îi rugăm acum pe Calu și Călărețu Mircea Cărtărescu să dea autografe. Va stabili el dacă va semna Calu sau Călărețu. Cei care știe foarte bine. Centaurul. Destul de puțin.